Salut, oameni buni! Sunt șefule. Ah, stai, salut! Ce faceți, mă? Stai. Hai să mai facem, mă. Salut, oameni buni! Așa, acum suntem pregătiți. Suntem pregătiți de draft, Ovi. Ce faci? Te salut. Tati, cu draftul ăla frumos acum, ce facem, brazilieni nebunie, abia aștept, mâncați și panata, îi rupem, tată, îi rupem. Ovi e cu mine aici, facem două drafturi, ca de obicei, unul la mine, unul pe canalul său și o să-l găsiți și pe acela în descriere. Facem challenge-uri. La mine, draftul brazilienilor. O să alegem toți brazilienii care vin și la obiți să facem cu francezii, campionii. Joga bonito! Joga aici, bonito, aici tati. La mine facem cu draftul... Da, la mine facem cu draftul campionul mondial și aici cu joga bonito, tati. Frumos. O să fie pompă. Aici cum e? Mai cu mingică reală? La tine câștigăm, știi cum e? Că suntem cu campionii și trebuie să batem tot. Hai, Ovița, hai să vedem. Hai cu niște brazilieni. Facem, dar zile și tu la băieți acolo, 3000 sau câte sunt la tine, tati, dacă mai vor să văd cu unii vadă episodul ăsta. Hai să facem și noi. 3000 de like-uri ar fi tare de tot. În ultima vreme nu cred că s-a mai lovit borna asta, dar ar fi superb pentru această super colaborare. Hai cu un comeback, băieți. Și aici cu formația. Opa, ok. Discutam noi că ne-ar plăcea ceva cu CAM, cu ceva CAM. Da. Băi, eu spun sincer, 4-4-1-1 e cum e, 4-5-1 nu-mi place, 3-5-2 așa, 4-1-2-1-2 wide. Eu aș merge sincer 4-3-1-2. Wide e interesant și el, că ai și Benz, ai doi atacanți. Stăm rău pe apărare. Da. Așa, propriu zis, da, cam cel mai bun este 4-3-1-2. Dacă vrei altceva, luăm altceva, frate. Nu, hai să băgăm ăsta. Avem doi atacanți, avem un cam. Să sperăm că vin jucători în zona centrală, hai că se poate. Hai să vedem. Il capitano. Francesc, fii atent, trebuie să facem invers. Draftul francezilor. Și când nu pică braziliero, luăm ce vrem noi. Alegem ce ofiția, nu știu. Păi eu ți l-aș luat-o pe Ndombele. Sau și Vardy, ăsta este interesant. Nu prea are la agilitate, dar cam sunt atâția cam buni brazilieni încât poate avem mai mare noroc dacă mai încercăm o dată, știi? Vardy nu cred că va rămâne, însă are și link-ul cu jucătorii de Premier League. E interesant. Are 5 stele la Wickfield totuși. Poți să-l joci LKM, știi, pentru... Ei, unde se întâmplă acest braziliero? Unde-s brazilieni? Unde-s brazilieni? Uite, aici vine un brazilian mare de tot. Paulinho! Da, joga bonito. M-aș țuta să fie altul primul brazilian, dar îl luăm și pe ăsta. Paulinho. Băi, știi că are cardul ăla de Team of the Season, dacă nu mă șel, fabulos. Pe bune. Da. Box fabulos. Și ăsta e bun pentru draft. Cu Hunter are finishing o grămadă, hai cu hai. Destul de bun. Are și ăla de plus 10 cu Hunter. Bun. Hai, Paul, vino încoa. Haide. Aici un Fernandinho, un Fabinho. Un Iniesta, yo. Nici nu știu dacă mai avem vreun CM brazilian așa să prindem. Da, nu prea avem. Aici singurul ca naționalitate și ca liga ar fi Lallana. Restul... Da, are și linkul verde cu Jamie Vardy. Îl mutăm după aia pe partea aia. Opa, ok, mod. Păi îl iau pe Pogba. Bun. Și facem aici ceva sau nu facem? Așteptăm, Paul. Dar nu putem să scoatem pe Paul. Paul e al nostru, e brazilian. Da, trebuie să rămână Paulinho, n-ai să faci Marcelino. Eee, tati! Marcelino sau Alexandru? Marcelino e mai rapid, care chemul. Anchor și al nostru... Da, hai să luăm pe Marcelo. Hai să schimbăm pe băiețoși. Papa, 54. Marcelo, câte stele schimb obzare? 5, tati. 5? E. 5 stele. 5. Frumos. Fundaș central. Wow. Bă, frate. Deci făceam un draft al francezilor. Făceai bombă. Wow. Goldson, Varane aici pe partea asta. Nici nu vine să iau pe... N-ai ce să-i, trebuie să iei Varane aici. Asta e super, da. Are link-ul Varane, verde. L-am avut la weekend league-ul ăsta, frate. E tancone. Tancone ăsta, rotul de final. Marquee! Asta zic, altceva. Băi, dar uite, să știi că n-am făcut eu foarte multe drafturi în ultimul timp, dar ăsta pe care l-am făcut, să știi că nu vezi chiar atât de des 5 Team of the Season la pic. Da, e destul de rar. Bine, din păcate Zviacenko, Skriniar, însă e frumos, așa, totul albastru. Dar Marquinhos și-a picat ce trebuie, brazilierul la noi.
Da, avem trei. Hai că poate facem un prim 11 așa de brazilian. Pam, cu Ederson sau Alisson. Nu știu, pe dreapta. Poate Bruno Perez. Neymar, tati. Neymar. Aici ne-a dat pe chemistry, nu? Da, e bun. Da, nu. Stai, avem și un... Mai bine suntem cu Aguilar pe chemistry, să știi. Depinde ce alegem. Alegem chemistry-ul sau alegem valoarea individuală a lui João Cancelo, care e fabulos? Am putea merge cu Cancelo și Varan, dacă ar avea un link verde, poate cu portarul sau, nu știu. Mă gândesc că Aguilar e foarte slab. Ești ce vrei tu aici. I-aș merge cu João, care e și link-ul verde cu Bruno Fernandes. L-am luat, tot. L-am luat. În poartă? Brazilero, tati! Ia vezi că dacă vine și un Ruben Dias... Era mai bun curtoa pentru echipă, da. Dar Ederson... E brazilian, n-ai ce să-i faci. Avem al nu patrulea brazilian. Și atacant centra. Bun, atacantul. Atacantul. Arno. Ronaldo. Da. Oba, gol. Oba, tati. N-ai ce să faci. Oba. Mamă, ce atacanți centrale avem. Este haos. Brazilian? Dar stai puțin, păi e brazilian, tati, și ce, suntem obligați să jucăm în primul 11? Aia, bine, dacă e portar de rezervă, nu se pune. N-ai ce să faci. Un brazil, nu, Mario Hermoso. Noi portari brazilieri, știi? De unde punem? Ăștia sunt nesemnificativi, nu putem să ne lipim de niciunul dintre ei. La fel ca și Golani ăștia de aici. Ia, cabă, nu contează. Băi, per total, apărarea arată bine. Băi, să știi. Oh, Douglas, 5, tati. 5. 5 stele, cum da. E el așa? 5 stele. Skill-ul. Costa gol, Marcelo gol, doamne. Marcelino. Absolut nimic aici. Un mamă, ei, pe Spania. Băi, ei, nu se poate, mă. Uite câte carduri de bază ne-au dat în iunie. Oh, yes, Hiro Suarez. Nu s-a mai dat de bază. Dar, din nou, nu te lipești cu nimic. Nici Bernardo nu intră, iar Zabal... Suarez de la rating, dar altceva n-ai cu ce să lipești. Și că e legendă. Am încă un brazilian. Jordi, dar nu pot să-l joc în primul 11 pe Jordi. Ndidi, fii atent, CDM. Poate zboară la Lana acolo. Îl iau totuși pe Ndidi. Da. Hai, tată, un brazilian. Mamă. Unde sunt brazilierii? Are pace-ul Kent. Îl luăm pe Kent. Îl punem la brazilian pe Nani? Îl punem la brazilian? Intre sigur vârf, Nani. Nu ne mai punem să ne vedem. 5-5. 5-5. Tot cu portughiși, cu astea. Hai deci că... le iau pe Mane aici, da? Dacă mi-era un brazilian acum la final ultimul, știi? wow. Este tati, ți-am zis, mă. Neymar? Cu Nani, 5 cu 5 amândoi, nu ca să tati, cum e el Neymar? Cu shadow, cu ce-ar fi? Când vezi Neymar, faci, dai pălăria, scoți șapca din casă și zici, bă, tati, da. Uite, aici și Douglas Costa. Da. Sunt, să știi. Mai avem încă două player picuri acolo. Ia. E plană asta, mamă. Iau pe Atal, e tatu. Atal? Mamă, câte carte de gol. Ok. Ei, fii atent aici. Avem vreun brazilian? N-avem. Nu. Păi și nu facem pasta aici? Nu jucăm cu James? Ba da, putem James? Să luăm. Putem eu să zic pe James aici. James, baby. Ia uite, 93. Și dacă punem Cancelo, stă mai bine. Avem 96. Sau 95. Așa. 95. Nu mai e nimic pe aici de făcut, nu? Nu, deci nu dacă cred. Vine un manager portughez sau brazilian sau... Premier League, că avem o grămadă. Știi că apărarea e fabuloasă. Uite-l, nu. Și portughez și Premier League. Ce mai, n-ai ce să mai. Minunat. N-ai ce să. Nu, n-o tati, fabulos. Apărarea e șmecheră rău. Ia să vedem. Pe... Nu, știu. La noi n-ar fi dat un Pele, un Ronaldinho. Îi dă lui. Cu Sancho toți, ce frumos. Da. Este, mă, golazo. Ce, mă? Eu am zis deja gol la faza aia. Wow. Nu dai foarte offside, des bară așa. S-a văzut foarte frumos, dar Da. Haide, Neymar. Oleu. Nu se poate așa ceva. Băi, de ce avem noi atât de mult ghinion mereu? Și luăm primul gol.
Nu se poate, vreo știu ce. Băi, așa ceva. A, nu pot să cred că a trecut. Da, este gol, 2-0. Nu-i nimic, de aici începe revenirea. Nu pas ceva. Bine! Oho! Nani rupe poarta, 2-1. Nu dat mai toată, Teo, nu se merită, tată, nu se merită. Nu se merită, tată, nu se merită altceva. Da. Frumos, hei! Da, da, șut! Da, mă! Este, mă! 2-2. Așa, este, da. Este, mă! Așa, bine, mă, băieți. Da, mă. Da. În prelungiri din primul meci. Da, băi, am dat 3 bare în 15 minute la început. Hai, Marchi. Suntem cu 2. Wow! Ete! Bravo, da, bă, ce bine s-a venit Marcelo înapoi, mă, ca șpoana ta. Am ajuns probabil la penaltiuri. Stai să vedem, stai să vedem. Fluieră, bă. Da, nu. Nu-i dă corner până mâine dimineață, mă. Nu se poate așa ceva. Da, da, e gata, nu e gata. Da, fluieră, mă, la noi ai fluierat. Oh, Marquinhos. Da, Marquinhos, penaltiuri, hai. Nu cred. Eu, toate, toate. Amora la mexicana, haide. Pa. Bine, mă. Hai, tătic. Si se puede. Coște. Bine. Elegant, simplu. Nu-ți dă scăriță pe mijlu. Aaa, ce prost sunt. M-am luat, băt. Te las în gândurile tale, te las în gândurile tale. Dar stă pe centru el acum. Nu stă. Vine, bă, Oviță! Ce bine, mă! Oviță, așa, ne dai la derută! Așa, 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 așa. Așa. Dă 3 din 3 acolo? Nu, no, stângă. Pe mijloc. A fost gol sau a fost bară? Dă pe centru. A, da, fix bă, cum trebuie. Las că oricum a ratat una, dacă nu i-am marcat. O, ce frumos la vincul. Nani! Aaaa, Nani, ne-ai mâncat, Nani. Nu mai zic nimic, Oviță, nu mai zic nimic. Hai, Teo. Bine, mă, pe lângă. Sent. Este, mă. Este, mă. Gol. Este, mă. Asta e. Haide. Stai, că, stai, stai. Apără eu lupele, pune, că nu știe. Nu pune presiune pe mine. Bară, bară, oh! Wow! Băi, cum e jocul ăsta? Cum a dat Neymar, băi? Deci nu cred că într-un singur meci am văzut de doar bară, bară așa. Exact la asta mă gândeam și eu. Care erau șansele? Trăiești o viață fără să vezi așa ceva și după aia vezi în același meci. Meciul 2. Am ajuns până aici, 4-2-2-2. Uite, cu Rashford Varane, și Watkins. Varane, Tomori, buni. Era părere bună. Deci toți cei de la mijloc în sus e așa de februarie, să zicem. Da, gol, salut. Bine, Costea. Frumos, forță. Da, tati, hai. Așa, brazilian adevărat, fines. Omul Iluce. Iluce, Iluce. Ei, oh, așa, e, mă. Da. Da, Neymar, în sfârșit. Meciul ăsta parcă e mai normal la cap decât meciul trecut. Așa da, așa se poate. Nu mai ratează Neymar cu poarta goală și din astea. Acolo, da. Neymar, gol. Salut. Ce simplu e când vrea. E gata. 3-0. E gata, e gata jucăria, e gata jucăria. Nu iese, mă, nimeni aici. João Cancelo. Ia uite gol. Mamă, ca în tinerețe. David Silva. Bine, Nani. Uite pe al meu, mă, nepoate, mă, mâncați și șpana. Bravo, Costea. Și Neymar în careu. Da, da, acolo mă puceam. Ăla-i tati. Bravo, na. Eh, ce spectacol, ăla-i Neymar. Tati. Neymar Gold, cel mai spectaculos om din toată echipa asta. În iunie. Da, da, da. Fabulos. Neymar va rămâne fabulos, frate, cred că până la sfârșit. Oh! E gol, mă? Oh, 4-2. Sau da. Brunito. Poate fi 5 cu Neymar. E gol.
Nu te-ai și schema? Dar știi ce a vrut să fac, nu? Da, da, da. Să zici așa din braziliană, pac direct. Din braziliană să dau, cum se cheamă ăla de cu călcâiul? Sau călcâie? Nu, dar da, cum se cheamă ăla care o explică? Da, dar nu, nu știu exact cum Scorpion, se cheamă. Scorpion, din braziliană. Da. Hei, 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 hey. Faul. Ok. Uite-l pe David Silva. Zici că jucăm FIFA 2011, așa? Ah, nu. Nu, 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 nu facem nimic, nu facem nimic. O, Dumnezeu. Bă, ce goluri a dat, deci este scandalos. Ok, final de meci, 5-4. Numai meciuri de-astea la limită. Hai să vedem meciul 3. Haide. Oh! 92! Ronaldo, Pele, Mateus, Moment, Salah, toți și cu siguranță are niște fundași pe bancă, că are rating mare, ca să schimbe măcar Trent. Da, e siete de tot. Coști, hai, Coști. Hai, o viță! Gol, mă! Am mutat portarul, suntem pe el. Iese, e, pune pauză, e, nu, nu cred, nu. Hai, că n-ai cum. Nu, nu. Nu ești când ai un asemenea draft niciodată. N-ai. Perfect. Gol. Iar mută portarul. Uite, e cel mai bun la mută portarul. Greșește iar că a luat la fel primul gol și nu s-a învățat. Tot îl mută, tot la scurt. Bine, Ederson. E gol Salah din rebound cu capul. Bine, cu Nani, frumos. Ocupat. Uite cât de inactiv era cu fundașul acolo, deși... Părea pericol că e Nani cu 5 stele. Nu, nu te gândi mie așa că... Nu, mă! A fost la minge, mă. Nu. Da. 3-2. Perfect. O forțez. Bravo, bravo. 4-2. Ești nebun. Costa, tati, ce-a dat la lung. Aia de la kick-off fost. Mi se pare ciudat cum se apără. Se trece extrem de ușor. Niciodată nu se duce după om. Gata. Nani. Ăla e. Ăla e. E bun, e Nani. Ăla e. Fantastic. E. E bun să știe, e bun. Uite, ăla e. Oh! Ah, voiam să țin, dar cream că pasează, eram sigur că pasează. Oh! Gol cu Nazari. Bun, Nani. Gol cu Nani. Ce tare e Nani ăsta. Gol cu Nazario, gol cu Nani. Mare. Pasando. Pasando. Da. 6-3 scor final. Și mergem în finală. Oare 4-4? Finala 4-4-2 Martinez. Are câțiva toți, dar în apărare cam de bază așa cu Jimenez, rule breaker, Semedo, Gold. Oricum are viteză, n-arată rău. Sistem de joc bun totuși, să știi. Bine, Rovard. Bine, Rovardi. Da, 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 da. Nu este, am stat la limită. Da, da. Bine, nu. Da, hai. Da, mă. Da, mă, da. Bine că a sărit. Hey, 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 hey. Aută-l pe Nani cu tumbele. Deci mai rar, face din bară înapoi la noi. Oh. Oh, awar. Nu! Uite cum ne-a întors. Da, nu știu să nu facă acolo. Bine, ăste. Coștea nu dezamăgește, da, tata, super. Da, tata, da, 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 da. Nu mă așteptam. Are 73 shooting. N-are boost pe shooting. 67 la finishing s-a putut. Nu! Gol. A intrat awar. Cum awar? Good birthday. Da, e ghost. Ne-au obosit jucătorii de la pressing. E imposibil să mai facem. Am văzut 15 minute pressing, am văzut mai multe. Pentru 3. Oh, 3 pachete. Rare goal pack-uri. Oricum, dacă ar fost 4 victorii, probabil erau 2 rare goal pack-uri. Tot pe acolo suntem. Cap pack-uri. Dar nu o să dea nimic. Mai văzut ceva bun în drafturi. Direct în club. Că nu mai am nimic pe acolo. Ai curățat clubul?
Da. Am băgat în Ben Yedder tot. Și Aur. A, ți-a picat Ben și cu Aur? Nu, l-am cumpărat pe Ben și l-am făcut pe Aur. Am dat 1,5 milioane pe Ben. A, l-ai curățat, adică ai vândut, eu am crezut că ai băgat. Am vândut tot, s-a dus tot din club, noi am jucători 3 de băldăruc. Înțeles. E gol. S-a terminat. Din păcate, la pachete, una Senho, cam atât. Da, e bine, acesta a fost draftul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Oviță, mersi frumos pentru prezență. Cu mare plăcere, ai că a ieșit frumos, a ieșit frumos. Și băgăm la Ovi, draftul francezilor, campionii, linkul în descriere, să vedem ce o să fie acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!